Ninge fără oprire în stațiunea Rânca, dar și în zona Godeanu. Reprezentanții secției de drumuri naționale acționează pe mai multe drumuri în zona montană, ninsoarea fiind viscolită de vântul care bate cu putere. Mai mult în Godeanu, copacii au căzut pe carosabil din cauza vântului. Am început să acționăm cu material antiderapant. Aveam prognoza deja emisă acel cod portocaliu că va fi vânt puternic și zăpadă. După orele 9 a intrat gorjul în codul portocaliu, dar zăpada a început mai puternic în jurul orelor 12. Și acționăm în Rânca cu două utilaje, cu lamă și răspânditor de material antiderapant. Avem un încărcător frontal și o autofreză care stă la dispoziție în cazul în care va fi nevoie să intervină. Pe 67D în zona muntelui Godeanu acționăm cu trei unimoguri, cu lamă și cu material antiderapant și o autofreză care stă la dispoziție. Acolo vântul a fost mai puternic și zăpadă mai abundentă decât în Rânca. Am avut ceva probleme cu copacii care s-au plecat către drum. Șoferii care au urcat în stațiunea Rânca au fost surprinși că au dat de zăpadă. V-a prins iarna? Da. Mai visați la zăpadă pe aici? Acum nu, perioada asta. Pentru zăpadă ați venit sau? Nu, am venit să mă plimb, dar n-am crezut că e zăpada. Ați venit să vă convingeți cu asta din Rânca? Da. S-a întors iarna de Crăciun, așteptăm zăpada și ea vine de Paști. Că, cu după Paști. După Paști. În curând o să și putem schia pe pârtie. Este aproape acceptabil, nu e. Nu ne lipsește mult până să ne luăm schiul. Oricum, sania o putem lua astăzi, de, cu siguranță. Viscol foarte mare. Asta merge să bem țuică fiartă. Nu mai merge berea. De când am mai nins atât de târziu? Nu știu, de-aia am ieșit și noi din casă să dăm vremea asta frumoasă. Rar prins timpul din acestea. Frumos! Dacă anul trecut, în luna aprilie, erau flori, acum totul este acoperit de zăpadă. Anul trecut, în vremea asta, erau brândușe pe munte. Acum, dintr-o dată, e frig. Dar oricum, vremea Rânca este imprevizibilă. În aceea zi poți să ai 3-4 anotimpuri. A nins. A nins. Și încă mai ninge. După prognoză așa, vreo 3-4 zile, tot o să mai avem zăpadă. Da, acum am început de zăpadă. În loc de floricele și de iarbă verde. Plecați acasă, ce faceți? Da. Mai aveți cauciucuri? Mai sperați la așa ceva? Nu. Conducerea secției Târgu Jiu a drumurilor naționale a lansat un apel conducătorilor auto să urce la Rânca doar dacă au autovehiculele echipate cu anvelope de iarbă.